Dar ăsta e copt total. Salutare! Din nou avem un stil mese 230. De data asta cu probleme la pornire, dar am făcut-o să pornească și face cam atât. Și a murit. Deci trebuie să verificăm etanșitatea motorului, carburatorul și așa mai departe. Hai la treabă! Ia să vedem ce găsim noi aici. Multă mizerie, evident. Îl dăm jos, punem altul și vedem cum va fi rezultatul. Ia, are cineva sobă pe rumeguș? Cu rumeguș? Trebuie să-l suflu puțin. Un pic o mai bine. Ce am observat acum, că nu mai are sigiliu pe șurubul de turație. Și a fost zăpăcit maxim. Da, vedem ce este. Benzină vine. Garnitura asta nu e originală. E făcută. Da, nu mai contează. Păi punem un carburator nou și vedem ce semne dă. Să-i dregem o pornire, să vedem ce zice. Pare bine. Interesant. Deci când accelerez nu se întâmplă nimic. A rămas șocul blocat. Ce ciudățenie. Da. Trebuie să verific puțin asta. Da, părerea mea e că trage aer grav. Și o să-i desfac în prima fază pe partea asta și vedem. Și cum am zis, trage aer grav. Priviți, simeringul nici măcar nu mai e la locul lui. Și pare și spart. Ia să vedem, mișcă? Mișcă. Ia uite ce avem aici. Praf. Sunăm și vedem. Bun, să ne punem pe dezmembrat atunci. Am primit acordul.
sperăm să ne mișcăm repede. Îi dăm drumul la treabă. O să dau pe repede înainte, pentru că deja aveți video pas cu pas. O să vi-l las primul link în descriere și n-aș vrea să mai pierd acum încă atâta timp să explic fiecare pas. Așa că vedeți-l în descriere dacă sunteți interesați să faceți voi cu mâna voastră de la zero această operațiune. Să-i dăm viteză. Deci am ajuns la problemă, priviți simmering-ul. Eu totuși mă mir cum a mers până acum. Pistonul și cilindrul arată impecabil, deci jos pălăria. Adică se vede că a lucrat, dar nu are urme, zgârieturi sau mai știu ce. O să întreb de curios ce concentrație s-a folosit. Simmering-ul ăsta încă era ok, dar ăsta se vede că e compromis total. Rulmenții încă sunt buni. Sunt în parametri. Așa că nu o să-i schimbăm. Dar ăsta e copt total. Ok. Curățăm un pic totul și după ne apucăm de montaj. Ok, simmering-uri noi, cred că nu se compară. Da. Să ne apucăm de montaj. Prima fază, o să pun chiar simmering-urile prima dată. Cum v-am obișnuit, ungem puțin locul unde vin simmering-urile pentru a nu fi pe uscat, să creeze uzură. Deși n-ar trebui, dar eu așa m-am obișnuit. Și nu are cu ce să fie rău lucrul ăsta. Ok. Aici e un picuț mai greu de băgat din partea asta, că avem un canal și trece ceva mai greu de el. Gata. Thank you.
La probă. Bun, i-am pus carburatorul original înapoi. Am zis să vedem cum funcționează așa, dacă nu schimbăm carburatorul. Motorul e complet etan și acum și vedem ce iese. Pare bine. Că nu stă la relantii, dar pare să fie în regulă. Haideți să-i montăm și restul de piese și vedem ce iese. Ok, tocmai am făcut și un reglaj și pare să răspundă bine. Dacă vreți să vedeți cum se face exact pe modelul ăsta, al doilea link în descriere. N-are rost să vă mai plictisesc acum. Și hai să vedem cum taie. Ok, deci merge bine, doar că lanțul nu taie. Asta e a doua parte. Dar motorul funcționează perfect. Cam asta ar fi cu ea. Vă mulțumesc de vizionare. Ca de obicei, nu uitați să vă abonați. Și spuneți-mi, voi ce părere aveți de 230? E bună sau nu e bună? Hai, like, subscribe. Și dacă ai un prieten pasionat, și o distribuire. La revedere!